Cezaroatu și-a cerut iubita în căsătorie. Domnilor, dacă vreți să faceți acest pas, trebuie să luați lecții de la artist. Ne-a spus cum a pus totul la cale și prin ce emoții a trecut. Nu a fost deloc ușor, mai ales că evenimentul nu a avut loc în România. Cezaroatu este un bărbat împlinit pe toate planurile, iar în urmă cu o lună a cerut-o în căsătorie pe frumoasa iubită Raluca. Agenda este plină, așa că nu se grăbesc cu nunta. N-am timp nici să respir, sunt cu evenimente în toată țara și pe afară, dar cu siguranță când vom stabili o dată exactă, n-am avut timp. Știu cum se face, că organizez evenimente destul de mari, cred că am făcut la viața mea foarte multe nunți, aproape ca și nunțile, prin evenimentele pe care le organizez. Așa că cred că nu o să am nevoie de nimeni și tot eu o să organizez. Mă bucur că suntem de 5 ani împreună și cumva este o cununare, nu neapărat prin acel inel, ci prin ceea ce simțim, prin cum reușim să ne schimbăm energiile și cum reușim să ne simțim la distanță. Asta e foarte important. Îndrăgitul artist. De mult timp, numai că eu am tot întârziat. Tocmai de aceea am lăsat acest... Deci pierduse speranța. N-a știut absolut nimeni. Deci nici măcar un complice n-am avut. Singurul complice a fost în momentul respectiv când i-am dat telefonul și i-am spus fă-ne o poză, dar în loc să faci poza apeși pe rec și lași filmarea să meargă. De acolo s-a întâmplat totul. Habar nu avea nimeni. Cu atât mai mult totul a fost atât de organic și de natural și emoționant până la lacrimi, inclusiv cu toți cei care erau pe Laguna Albastră în Grecia, au venit să ne dea scoici de pe fundul mării, cadouri și așa mai departe. A fost super, super cute și super, super natural. Asta. Da, unde ai ascuns cadoul? Pentru că noi femeile căutăm peste tot, ne băgăm nasul peste tot, cadoul, inelul, scuză-mă. Bă, inelul i-am luat o barcă, îmi place cu barca. L-am dat amicului meu, el a pus așa, a fost o întreagă, dar el nu a știut. El nu știa că e un inel, în sine asta și atât, încearcă să nu faci văzut. Și după aia, pur și simplu, dintr-o fotografie, ne-am dus pe puntea Bărcii și acolo a decurs totul bine. Nu pot să am un filmuleț, dar nu pot să-l dau, pentru că eu, câteodată când mă emoționez, o iau puțin razna, din punct de vedere artistic. Și n-am cum să-l dau, dar vă pot doar relata că a fost super, super intens și emoționant.